Vreau să mulțumesc tuturor celor care astăzi au venit în centrul orașului, în piața noastră dragă, la primăria municipiului Dorohoi și ne-au urat sărbători fericite, ne-au urat un an nou care vine cu bucurie și s-au manifestat în fața noastră așa cum mai ei știu să o facă, cu sacrificii de rigoare, dar este foarte frumos că tradițiile noastre populare, tradițiile noastre românești, tradițiile noastre din Dorohoi sunt mereu aduse aici pentru noi, pentru dorohoieni. Așa suntem noi dorohoieni, așa este acasă la noi. Pe 31 decembrie să fim toți împreună, să fim uniți, să fim veseli, să fim buni și indiferent cum a fost acest an, indiferent cum v-ați făcut bilanțul fiecare, sunt convins că fiecare dintre noi așteptăm un an mult, mult mai bun. Și sper din suflet că anul 2017 va fi așa cum vi-l doriți fiecare, conform aspirațiilor dumneavoastră și așa cum îmi doresc și eu din suflet. Vă spuneam anul trecut că nu vreau să mai vină urătorii, să nu mai veniți dumneavoastră la o casă cu ușile și cu luminile închise. Să știți că primăria a fost sfințită joi în această săptămână și sper că în prima sau a doua săptămână a anului 2017 să ne mutăm aici. Și mi-aș dori ca toate lucrurile bune pe care eu le gândesc împreună cu toți cei care dumneavoastră v-ați pus încrederea, fie că sunt consilier, fie că sunt din aparatul primăriei, să lucreze pentru dumneavoastră, iar dumneavoastră vă mulțumesc din suflet că ați fost alături de mine. Mi-ați dat anul acesta tot ce am cerut. Urmează anii următori ca răspunsul nostru și al meu personal să fie pe măsura încrederii pe care mi-ați dat-o an de an. Vă doresc din suflet pentru acest lucru și pentru faptul că suntem mereu împreună, vă doresc numai bine, să aveți parte de sănătate, de fericire, să vi se îndeplinească toate dorințele, să fim mereu alături, să fim mai buni unul cu altul și tot ce este românește, tot ce este din Dorohoi, să iubim așa cum numai noi știm, ca împreună să facem comunitatea noastră mai frumoasă, mai primitoare și mult mai bună pe viitor. Vă mulțumesc din suflet, la mulți ani 2017, la mulți ani dragii mei dorohoieni, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc să aveți așa cum mi-ați dorit și mie anul acesta, așa va fi pentru 2017. Închei prin a vă spune că peste 3-5 minute va fi un foc de artificii care va avea loc spre blocul turn. Am lăsat 3 minute ca să putem ajunge în preajma acestui loc. Vă mulțumesc încă o dată, la mulți ani, vă îmbrățișez și vă iubesc pe toți! Mulțumesc!